Alex, bine ai revenit la lot. Ai ratat acțiunea din noiembrie fiind accidentat. Cum te simți? Bună ziua. Da, a fost o perioadă puțin mai neplăcută pentru mine. Am avut niște dureri la genunchi atunci. Mă bucur că am revenit și sper să ajut echipa națională pe 25 martie cu Finlanda primul meci. Ești unul dintre veteranii lotului, ai deja experiența unui turneu final. Le-ai vorbit colegilor despre ce înseamnă o participare la Euro? Cu majoritatea, da, chiar am vorbit, am avut o ședință între noi jucători și am vorbit cu Screciu, cu unii dintre ei și ne-am spus că este ceva unic să joci la un campionat european și să îți reprezinți țara. Universitatea Craiova are cei mai mulți jucători la lotul Under 21, 4. Este asta una tu? Da, bineînțeles că este una tu și asta arată că avem jucători valoroși la Universitatea Craiova și că merită să fie aici. Mai era loc și de un alt coleg de la club? Nu știu. Veți juca primul meci de fotbal pe Arcul de Triumf. Cum crezi că va fi atmosfera? Da, este, din câte am văzut, este un stadion foarte frumos, cu un gazon foarte bun. Sperăm să vină cât mai multă lume la meci și să ne susțină. Ești unul dintre tinerii jucători care au fost transferați și datorită regulii U21. Crezi că te-a ajutat în carieră până acum? Da, eu cred că m-a ajutat regula asta, că poate dacă nu era regula asta nu mai ajungeam la Universitatea Craiova, dar acum la Universitatea Craiova nu mai depinzi de acest lucru. Cum vezi meciurile din play-off? Ce obiectiv are Universitatea Craiova? La Universitatea Craiova are obiectiv să se clasifice cât mai sus, să ne apropiem de cei de la Steaua și să la finalul sezonului să ne clasăm pe locul 2. Urmează să devii tătic? Ai emoții? Da, este o perioadă foarte frumoasă din viața mea. De-abia aștept să văd cum este și sunt nerăbdător să vină fetița pe lume. Ați făcut pregătirile? Ați cumpărat cele necesare? Încă nu. Am cumpărat decât câteva hăinuțe și pregătim evenimentul care probabil o să aibă loc în decembrie. Unde crezi că vei fi peste 5 ani? Nu știu, tot în fotbal sper să fiu undeva mai bine. Și un pronostic, cine crezi că va marca în meciul cu Finlanda? Jovan Marković și Marius Corbu. Mulțumesc frumos, Alex. Mulțumesc și eu.